Subiectul pe care l-am ales pentru dumneavoastră în această seară încearcă să vorbească despre ce înseamnă să scrii prezent și să scrii viitor peste ceea ce înseamnă orașul trecut. Am ales să scriu doar titlul în engleză pentru că sunt niște termeni cu care suntem mai obișnuiți în forma lor engleză. Evident, ceea ce bine știți, epocile tehnologice care se perindă în istoria omenirii lasă urme în țesutul orașului. După cum știți, suntem în acest gap, aceasta este ruptura pe care mi-am ales în această seară să vă prezint, ruptura dintre epoca industrială, în care viața omului avea un anumit profil, atât la nivel urban, cât și la nivelul expectanțelor și a utilizării timpului, nu? Era o vreme în care se înregistra o migrație puternică din zona rurală spre zona urbană, întrucât aici era de lucru, ne petreceam timpul în cadrul programelor bine stabilite, am învățat să locuim în cartiere dormitor. În principiu, orașele au resimțit, dacă vreți, ecoul epocii industriale, modificându-și destul de puternic profilul. Ei bine, odată ce această epocă industrială se află în apunere, în urma ei, cel puțin în România, dar se simte evident la nivelul întregii lumi, aproape întregii lumi, în urma acestei epoci industriale rămân zone ale orașului pe care noi acum nu le mai folosim. Ne-am transformat în niște oameni care consumă altfel timpul, până la urmă consumă altfel orașul. Aceste pulsații, dacă vreți, dimensionale și de preocupare sau de structură ale orașului, produc ceea ce am putea să numim țesut urban mort. Evident, acest țesut, pentru că îmi place să compar orașul cu un organism, este ceea ce rămâne, dacă vezi, sau ceea ce a rămas destul de puternic la scară întregii lume occidentale, în urma industriei, sunt toate aceste arii, dacă vreți, ocupate de construcție care e într-un proces vădit de degradare și, în principiu, e un țesut care nu este folosit și cu care nu prea știm ce să facem. Evident, în momentul în care vorbim de un oraș, orașul sigur poate să fie un oraș de succes. Clujul e un exemplu de oraș de succes, un oraș magnet, un oraș care atrage interes și reușește să-și construiască o viață foarte activă și foarte energică. Evident, sunt și orașe care au ceea ce se cheamă politically correct, au o dezvoltare negativă, sunt acele shrinking city-uri, nu? Petrila sau zonele miniere sau așa mai departe, dar vom vorbi acum de orașele care sunt în ascensiune și trebuie să recunoaștem că la presiunea care este înregistrată la ora actuală pe un oraș ca și Clujul, aceste orașe, aceste organisme nu își pot permite, din cauza faptului că țesutul lor e valoros, trupul lor e valoros, nu își pot permite să lase aceste zone neutilizate. Evident, când vorbim de orașe, primul lucru care ne vine în minte, și asta este o reminiscență a epocilor modernismului, a epocii modernismului, ne gândim la oraș ca la o structură complexă de clădiri care au diferite funcțiuni și care, în mod normal, e ceea ce creează, dacă vreți, la prima scară relieful orașului. Evident că în momentul în care vrem să suprascriem cu țesut nou urban, cu construcție urbană, primul lucru la care ne gândim în momentul în care ne referim la acele țesuturi moarte este înlocuirea lor, nu? Rezecarea, amputarea, intenționat am folosit niște termeni din medicină, pentru că e primul lucru la care te gândești. Le dăm pe toate jos, aducem totul la ras și o să construim în locul lor, nu pe bucățica aceea de teren, alte minunății ca în fotografia de dinainte. Am trecut câteva avantaje, dar trebuie să subliniem faptul că unul din principalele dezavantaje ale acestui tip de abordare este faptul că până când se găsește linia
coerentă între proprietarul terenului și investitor, lucrurile au nevoie de timp. Aceste lucruri fac ca revină țesutul urban mort, toate acele construcții să rămână de multe ori ani și zeci de ani, și nu vorbim doar de România, într-un pending, așa, suspendată, dacă vreți, între funcțiuni convenționale. Desigur, însă, când vorbim de oraș, nu vorbim doar de construcțiile lui, dar vorbim și de peisaj. Am ales această fotografie care, sau acest fragment din fotografie care reliefează peisajul verde al orașului, dar peisajul sau profilul, dacă veți, landmark-ul orașului nu este format numai din partea verde, este format și din tot ceea ce înseamnă entități iconice sau simbolice ale vârstelor orașului. Am ales un exemplu din orașul nostru în care s-a aplicat această metodă a amputării complete. Într-una dintre imagini aveți vechea fabrică de tutun a orașului, care apoi a fost fabrica de tricotaje Someșul, care avea o amploare destul de mare și era un exemplu de arhitectură industrială, pe lângă faptul că era foarte frumoasă, era și într-o stare de păstrare apropiată de perfecțiune, dar evident investitorul a ales să facă o groapă mare. După ce a făcut groapa respectivă, au trecut vreo 3 ani de zile în care a crescut un parc în groapa aia și abia apoi a apărut clădirea de birou, care nu vreau să o priviți ca fiind critică, ci doar încearcă să exemplifice înlocuirea peisajului istoric cu un alt fel de peisaj. Trebuie să începem să ne gândim că, de fapt, peisajul industrial al orașului, nu ne referim doar la fabrici, ne referim și la cartierele dormitor, reprezintă o epocă din viața noastră. Nu putem să sărim direct de la gotic la arhitectura modernă. Ideea asta, destul de mulți istorici de artă au această problemă de a nu recunoaște nicio valoare care să fie mai nouă de anii 20, să spunem așa. Ei bine, mai este un strat al orașului și este stratul care, după părerea noastră, e cel de la care așteptăm soluția problemelor de care am vorbit până acum, și anume vorbim despre oamenii care îl trăiesc. Iarăși aici suna mult mai bine în engleză, dar e destul de bineînțeles faptul că mai mult decât orașul acela pe care îl vezi din avion, din prima imagine, mai mult chiar și decât orașul creat de un peisaj pe care îl fotografiez când vin excursie, uite, mamă, sunt la Cluj, cred că cel mai important mod de a învăța să înțelegi orașul este de a învăța să-l trăiești la nivelul oamenilor. Deci, așa cum pulsează orașul la baza clădirilor de care vorbeam înainte. Ei bine, ne întoarcem la acest țesut mort și încercăm să-l combinăm acum cu stratul de trăire. Părerea noastră, și când spun părerea noastră nu mă refer la mine, ci la o întreagă rețea de utilizatori sau de oameni care sunt angrenați în acest tip de concept, este faptul că peisajul industrial poate fi, prin utilizare temporară, reutilizat și reintrodus, dacă vreți, într-o structură funcțională a orașului. Aveți două exemple. Probabil că sunteți familiarizați, o parte dintre dumneavoastră, cu acest tip de folosire a țesutului industrial. Are foarte multe tipuri de denumire, nu? Termenii pe care îi vedeți acolo sunt doar câțiva dintre ei. Se folosește termenul de oraș efemer, de utilizare temporară. Norvegienii spun beaches in the city. Le găsiți peste tot. E această populare a structurilor vechi industriale cu viață nouă, care până la urmă reprezintă o reciclare, reprezintă un smart use, pentru că nu propune o investiție majoră care să necesite înlocuirea costisitoare și totală a țesutului, ci propune pur și simplu dantelarea aceasta a spațiului și umplerea cu conținut. De cele mai multe ori o să întâlniți paleții,
e, nu, semnalul primului utilizator, și în rest o să întâlniți tot felul de, să nu le zicem gunoaie, de debriuri, pentru că, în general, oamenii care le populează, pe lângă faptul că debordează de imaginație și creativitate, de cele mai multe ori nu au resurse. Dar spațiul pe care îl vedeți în prima imagine este în Ghent, e în Belgia, cel de-al doilea este aici în Cluj. Am ales aleatoriu aceste imagini, dar simțiți că ele sunt similare în cel puțin două niveluri. Una, pentru faptul că sunt construite într-un peisaj vandalizat de vreme, post-industrial, dar ce este cel mai important și cel de-al doilea aspect, faptul că sunt mobilate cu viață, mobilate cu trăire. Ce face acest tip de utilizare temporară, această încercare de reciclare a țesutului păstrat al orașului? Ei bine, de ce scriu eu acolo că e un avantaj pentru toată lumea, este că cei pe care îi vedeți în prima imagine, o reprezentare a unui consiliu local, dar ei vor să spună de fapt că municipalitatea sau orașul, dacă veți, în sinea lui, este primul câștigător din această ecuație. Pentru că, în primul rând, scapă de niște zone care sunt lipsite de securitate sau văduvite, dacă veți, într-o oarecare măsură de viață. În al doilea rând, faptul că ridică la nivel zonal, ridică temperatura energică a spațiului și, în al treilea rând, evident, aceste creuzete de cele mai multe ori generează notorietate orașului. Nu o să dăm exemplul faimos al fabricii de pensule, pentru că ne este mai aproape. A devenit dintr-o fabrică părăsită, la ora actuală, un izvor de succes pentru Cluj. Cea de-a doua imagine reprezintă faptul că proprietarul acestui spațiu este și el un beneficiar, având în vedere că, în primul rând, cineva îi întreține locul, nu se degradează, nu este vandalizat în perioada în care el este în utilizare, dar nu în ultimul rând, cred că ar putea să se gândească acest proprietar la faptul că prin utilizare temporară locul său își va crește valoarea și va începe să fie cunoscut, lucru care nu îi aduce decât avantaje. Evident, probabil că nici nu mai trebuie să spun, orășenii, dacă veți, sunt la rândul lor bucuroși, joacă șotron, stau pe băncile alea, consumă orașul la un alt nivel decât sunt obișnuiți. Ba mai mult, nu numai că îl consumă, în acest tip de locații, care sunt, dacă veți, complet rupte de convențional, în acest tip de locații se construiesc cu totul alt fel de legături umane. Nu e ca și când am fi descoperit gaura de la macaroană, e doar o observație care s-a făcut în ultimii 10 de ani deja la scara lumii, faptul că lipsa de definire a spațiului, lipsa de titulatură a spațiului, te face să fii întotdeauna mai deschis. Mai trebuie doar să găsești activități care, iată, să pună în același loc persoane care probabil la scara orașului nu s-ar fi întâlnit. Această strângere a unei comunități, unei comunități altfel, acest tip de sudură care traversează diagonal, să spunem, structura orașului, unind nu numai persoane din medii diferite, dar încercând să unească ceea ce spusesem că este rămas în urma unei epoci industriale, să le unească cu ceea ce înseamnă viitorul. Pentru că, iată, de data asta poți folosi orașul mort, orașul nefolosit, poți să-l privești nu doar ca pe o suprafață pe care să o înlocuiești cu o nouă funcțiune, ci să injectezi acea zonă cu ceea ce îi trebuie unei comunități urbane ca să poată să își asigure un viitor sănătos. Continuăm să credem că o comunitate care știe să schimbe idei și să stea la aceeași masă, vopsind ouă, whatever, nu contează, credem că va fi soluția pentru a dezvolta un oraș sănătos.
Aceasta este propunerea pe care vă facem de a închide, dacă vreți, aceasta, de a strânge marginile acestei cicatrici între trecut și viitor. Aceasta este, din punctul nostru de vedere, una din modalitățile de a închide gap-ul. 0-0 pe ceas. Mulțumesc mult!